Bună, dragii mei, bine vă găsesc! Răspunsuri pentru tine și am primit câteva întrebări legate de curățarea spațiului, ce am putea să facem astfel încât să simțim că suntem într-un spațiu care ne susține. În primul și primul rând, e important de la bun început să simți acel spațiu pentru tine, pentru că nu toate spațiile în care noi intrăm sunt compatibile cu ceea ce suntem noi sau nu mai sunt compatibile cu persoana care noi suntem în acest moment. Da? de să cerem semne astfel încât să primim mesaje măi sunt în locul potrivit casa asta mă susține și, ce, și cum putem să facem asta ne conectăm la spiritul casei rugăm spiritul casei să ne transmită și să ne ajute și la fel să ne susțină deci unul trebuie să simțim că acea casă ne susține și credeți-mă fiecare dintre voi, dacă vă gândiți un pic așa, vă dați seama dacă casa aceea vă susține, vă odihniți, vă simțiți bine acolo sau vă găsiți tot timpul motive să plecați sau nu vă odihniți bine, e uh, clar că aveți nevoie de altceva. Să nu vă legați, să vă atașați de un loc pentru că uh, nu o să vă facă bine acele atașamente, știm foarte clar că nu ne ajută și nu ne susțin. Și de multe ori schimb locul, schimb norocul, este clar că o schimbare de genul ăsta ne poate ajuta. Bun, dacă suntem bine acolo unde suntem, dar uh, poate simțim un pic energia mai grea. Uh, simțim că avem nevoie de ceva curățare sau am putea să schimbăm niște lucruri, ia să vedem la ce putem să fim atenți. 1, Trebuie să facem un inventar al obiectelor pe care le avem în casă. Toate obiectele care vin de la persoane cu care noi suntem în conflict sau persoane care uh, cu care nu mai interacționăm în niciun fel, ar fi bine să fie donate. Da? Pentru că noi avem o relație emoțională și de fiecare dată când văd acel obiect se activează. Da, amintirile mele legate de acea persoană și se aduce acea energie din nou în viața mea. De aceea, dacă eu iau un obiect, să zic, a unui uh, fost, da, uh, s-ar putea ca persoana respectivă să mă contacteze în perioada imediat următoare sau să o visez sau să, să simt cumva că încearcă să ia legătura cu mine. Nu pentru că ar mai fi ceva de spus acolo, ci pur și simplu eu am cerut lucrul ăsta. Da? Deci dau acele obiecte, le donez. Persoanele la care le donez nu au o relație emoțională, deci pentru ele nu este același lucru. Mai ales persoanele cu care am avut conflicte pentru că vor trezi tot felul de sentimente negative de fiecare dată când văd acel obiect sau poate îl port da cumva voi întreține acele emoții negative și mă vor bloca pe mine să merg mai departe. 2. Trebuie să lucrez cu arhanghelul Mihail și cu arhanghelul Jofiel, dar ei să depisteze și alte obiecte sau poate nu sunt poziționate bine anumite obiecte în cameră, astfel încât, mișcând acele obiecte, sau renunțând la unele dintre ele, energia în cameră se poate schimba. Adică, da, există o curgere. S-ar putea să se blocheze doar prin faptul că schimbi, să zic așa, locupatului, te ajută pe tine da, să dormi mai bine. Deci poți să ceri ajutorul arhanghelului Mihail, arhanghelul Jofiel, da, Jofiel îi spun eu consultantul Feng Shui, puteți să cereți și uh, ajutorul unei, unei persoane specializate dacă vreți uh, pe partea aceasta de Feng Shui. Cum simțiți-voi? Uh, ei vă ajută și vă susțin. Uh, trebuie să învățați să folosiți uh, pețișoare parfumate, le aveți la noi foarte multe pe cadouri pozitive, dar acelea naturale, atenție! E important să folosiți uleiuri esențiale, să curățați în permanență da, energia din casă. Iarăși important este să aduceți cristale, să folosiți anumite cristale simple, cum ar fi cuarțul transparent pe care să-l aveți pe noptieră care să vă ajute pe voi să dormiți mai ușor și mai liniștit și să absorbe anumite energii negative, să folosiți selenitul la intrare, să lase un pic energia să curgă și să absorbă și să curețe spațiul. de deci sunt tot felul de cristale care vă pot ajuta și susține astfel încât să aveți o energie mereu curată în casă. Da, din nou rugați pe Arhanghelul Mihail, rugați pe Arhanghelul Jofiel să găsiți da acele cristale care să vi se potrivească, de care voi aveți nevoie, pentru că la un moment dat ele se vor schimba, da? adică o să aveți nevoie de altceva da, pentru a atrage iubire, pentru a atrage abundență, da, să vă poziționați în așa fel încât tot timpul să cereți ceea ce voi strict aveți nevoie și lucrați cu Arhanghelul Mihail și cu Arhanghelul Jofiel. Nu uitați că și energia pe care voi o aduceți în casă, să zicem, ați curățat spațiu și voi veniți încărcați, da, vii cu noroiul da, și vii și îl trântești în casă, Ei, ai nevoie să-ți cureți mereu și tu energia. Recomand băile, nu dușurile, băile, e, sunt foarte importante și uh, te rog să testezi acest lucru, să faci o baie cu ulei de lavandă. Eu lucrez cu Young Living, nu orice ulei de lavandă și atenție să citiți instrucțiunile la celelalte, că nu toate se pun în baie. Dar uleiul de lavandă de la Young Living se poate pune. Puneți sare de mare, da, e foarte important, puneți doi pumni așa buni. Dacă nu aveți sare de mare, deși vă recomand asta, sare grunjoasă și o linguriță de ulei de cocos. Da? Puneți-vă intenția, faceți o meditație, puteți să aprindeți o lumânare, să se curețe ta da, în profunzime energia voastră. Dacă faceți dușuri tot timpul, când faceți duș, spuneți toate rele să se spele, toate bune să se adune, astfel încât da, să vă curățați mereu energia. Și nu uitați de meditația zilnică, meditația de dimineață, de fapt invocația care puteți să o faceți oricând, astfel încât să nu vă mai încărcați cu energiile celorlalți. Da? Pentru că vă puteți încărca cu energii de la ceilalți și din nou, dacă le aduceți în spațiu, gândiți-vă că rămân în spațiu și trebuie mereu, mereu curățat. Deci, suntem, sunt câteva sugestii pe care le-am pentru voi pentru a avea un spațiu curat, pentru a avea grijă de voi, da, și... Folosiți-vă de toate aceste instrumente pe care ni le-a dat natura, da? Vorbesc despre bețișoarele parfumate, cristalele, uleiurile esențiale pentru că sunt fantastice, da? Și să nu uităm să stăm în natură, să avem plante care să ne ajute și să ne susțină să ne deschidem tot mai mult, să avem obiecte frumoase care ne pot în da privirea și sufletul și testați-le cu Arhanghelul Jofiel și cu Arhanghelul Mihail dacă vi se potrivesc pentru că o să aveți surprize. Eu vă mulțumesc foarte mult, vă îmbrățișez și Scânteia Divină din mine salută Scânteia Divină din tine, aștept întrebările voastre pe infoarondeleamureșan.ro Vă îmbrățișez cu drag și mă bucur să fiu aici alături de voi. Pa, pa!